Astăzi vom discuta despre tabelul periodic al elementelor și anume structura acestuia. Știi deja? Știi că elementul chimic reprezintă totalitatea atomilor care au același număr atomic Z. Atomul este caracterizat de numărul de masă A și de numărul atomic Z. De exemplu, hidrogenul are numărul atomic Z1 și numărul de masă 1. Heliu are numărul atomic Z egal cu 2 și am are numărul de masă 4. Litiu are numărul atomic Z3 și numărul de masă 7. Iar beriliu are numărul atomic Z4 și numărul de masă 9. Și tot așa. Știm că, după stabilirea structurii atomului, s-a constatat că proprietățile elementelor depind de structura învelișului de electroni. Pentru orice element chimic, numărul de electroni este egal cu numărul de protoni din nucleu, deci cu numărul atomic Z. Putem spune că proprietățile elementelor depind de acest număr atomic Z. Tabelul periodic al elementelor. La baza clasificării și ordonării moderne a elementelor chimice stă numărul atomic Z. Tabelul periodic al elementelor cuprinde toate elementele chimice aranjate în funcție de proprietățile lor fizice și chimice, care se repetă în mod periodic în funcție de numărul atomic Z. S-a observat că, trecând de la un element la altul, proprietățile chimice ale acestora se modifică. De asemenea, s-a observat că proprietățile potasiului diferă de proprietățile clorului și sunt asemănătoare cu cele ale sodiului. Apoi calciul se aseamănă cu magneziul și așa mai departe. De aceea, elementele cu proprietăți asemănătoare sunt așezate în tabelul periodic, unele sub altele. Tabelul periodic al elementelor este alcătuit din grupe, coloane verticale și perioade, șiruri orizontale. Grupele. Sunt 18 grupe, adică coloane verticale, notate cu cifre arabe, de la 1, 2, 3 până la grupa 18, sau o numerotare mai veche, era aceea cu cifre romane, de la 1A la 8A, pentru o serie de grupe numite grupe principale, respectiv de la 1B la 8B, pentru celelalte grupe numite grupe secundare. Grupele 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 și 18, adică 1 roman A până la 8 roman A, sunt grupele principale, deoarece elementele din aceste grupe sunt cele mai răspândite elemente de pe Pământ, din sistemul solar și din Univers, alături de câteva elemente tranziționale. Grupele de la 3 până la 12, adică de la 1B la 8B, sunt grupele secundare. Elementele din aceste grupe se numesc elemente tranziționale. Unele elemente tranziționale sunt așezate sub tabelul periodic. Aceste două serii de elemente cu proprietăți foarte asemănătoare între ele se numesc lantanide și actinide, după numele primului element al serii, lantan, respectiv actiniu. Toate elementele din grupele 1, 2, 3 până la grupa 12 sunt metale. În grupele de la 3 până la 17, elementele care se găsesc sub linia îngroșată sunt metale, iar cele care sunt situate deasupra liniei îngroșate sunt nemetale. Hidrogenul este tot un nemetal. Unele grupe din tabelul periodic al elementelor au și denumiri speciale. Astfel, grupa 1 se numește grupa metalelor alcaline. Metale alcaline sunt litiu, sodiu, potasiu, rubidiu, cesiu, franciu. Grupa a doua se numește grupa metalelor alcalino-pământoase. Grupa 17 se numește grupa halogenilor, iar grupa 18 se numește grupa gazelor rare. Perioadele.
Perioadele sunt șirurile orizontale și sunt notate cu cifre arabe de la 1 la perioada 7. Numărul atomic Z crește de-a lungul unei perioade. Hidrogen are numărul atomic 1, heliu numărul atomic 2. Perioada 2 începe cu litiu, numărul atomic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neonul are numărul atomic 10. Fiecare perioadă începe cu un metal alcalin, exceptând perioada 1, și se încheie cu un gaz rar. Gazele rare sunt elementele din grupa 18. Heliu, neon, argon, cripton, xenon, radon, oganeson. Perioada 1 cuprinde doar două elemente, hidrogen și heliu. Perioadele 2 și 3 cuprind câte 8 elemente, perioadele 4 și 5 cuprind câte 18 elemente, perioadele 6 și 7 conțin câte 32 de elemente. Lantanidele și actinidele se găsesc în perioada 6, respectiv perioada 7. Numărul de elemente dintr-o perioadă se poate afla scăzând din numărul atomic al gazului rar care încheie perioada, numărul atomic al gazului rar din perioada precedentă. De exemplu, în perioada 2 scădem din numărul atomic al neonului, numărul atomic al heliului. 10 minus 2, 8. Deci în perioada 2 se găsesc 8 elemente. Să exersăm. Observă tabelul periodic alăturat și identifică elementele. Elementul E1 este situat în grupa 1, perioada 4. Elementul E2 este situat în grupa 13, perioada 3. Și elementul E3 este situat în grupa 17, perioada 2. Haideți să vedem. Ai identificat aceste elemente? Elementul E1 este situat în grupa 1, deci pe prima coloană, perioada 4. Deci grupa 1, perioada 4, am găsit că elementul E1 este potasiu. La fel ai găsit și tu? Elementul E2. Elementul E2 este situat în grupa 13, deci pe coloana cu numărul 13, perioada a treia. Deci perioada a treia, grupa numărul 13, am găsit că elementul E2 este aluminiu. Iar elementul E3 spune că este situat în perioada a doua, deci pe șirul cu numărul 2, coloana 17. Deci, am găsit că este flor. La fel, ai găsit și tu aceste elemente? Aplică ce ai învățat. Utilizând tabelul periodic, răspunde la următoarele întrebări. 1. Care dintre elementele fosfor, potasiu, calciu, oxigen, neon, argon fac parte din perioada a treia? Denumește elementele care se găsesc în perioada a doua sau identifică câteva elemente situate în anumite grupe și în anumite perioade. Mult succes!